Pleacă Nea Traian în Moldova. A depus cerere pentru cetățenie. Ia viața de la zero, ce să mai... Păi da, că acolo nu-l știe nimeni. Acolo vor spune, ia uite domne, un om care le zice bine. O, și fost Vaporean. Ăsta trebuie să fie om serios. Vă dați seama ce o să ne mai distrăm pe seama moldovenilor? Instituția prezidențială de la Chișinău a confirmat pentru TVR Moldova că soții Băsescu au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Ce faci, Nea Traian? O iei și pe doamna Maria? Ai, bre, las-o în pace. Faci ce faci și tot pe dânsa ajungi să te răzbuni, săraca. Ce vină are doamna că pe matale te-a luat flama cu geopolitica la bătrânețe? Dar din toți oamenii din țara asta nu l-a găsit decât pe ex-crocul ăsta. Domnule Băsescu, să știți că e greu, domne, așa am înțeles. Da, ci că nu e așa, te duci ei cetățenia. Nu, tată, e cu sală, cred că se dă și traseu și trebuie să nu mirosiți prea tare a aftershave. Știți cum e, lumea e rea, domne, se fac tot felul de interpretări. Din ce am auzit, trebuie să știi ceva istorie, ceva geografie. Te întreabă oamenii aia câteva chestii. Ah, domnule Băsescu, să nu spuneți, domne, pe aia cu regele Mihai cel mai mare trădător, că luați direct cetățenie rusă, înțelegeți? Sau nu mai știți ce a spus despre regele Mihai? Abdicarea regelui a fost un mare act patriotic. Nu, a fost un act de trădare a interesului național al României, abdicarea. Din partea regelui? Din partea regelui. Ăsta e punctul meu de vedere. Da, dumneavoastră de-aia nu ați abdicat. Să nu vă strige lumea apoi pe stradă, trădătorule. E, trebuie să vă amintim declarațiile astea, că la câte ați avut pe cap în ultimii 10 ani, e posibil să mai fi uitat din prostiile pe care le-ați spus. Oricum, mișcarea lui Nea Traian nu e văzută foarte bine în Moldova. Solicitarea soților Băsescu a încins spiritele printre deputații de la Chișinău. Socialiștii se tem că fostul președinte al României vrea să se implice în treburile interne ale Republicii Moldova. Mi se pare că Băsescu a înțeles că nu mai are nicio șansă în politica română și vrea să sulbure apele în Republica Moldova. Nu-i va reuși, nu are nicio șansă. De aceea o decizie destul de nostimă. Ce ați spus, șeful? Că vrea să tulburi apele Băsescu? Nu. Am două cuvinte pentru dumneavoastră, domnule Dodon. Exclus. Nu e papa al nostru deloc. Nu, n-aveți cu cine, domnul Băsescu. Nu vedeți, domne, eu zic să o lăsați așa. Vă treziți că vă țin ăia prin vama aiurea. Vă dezbracă pe acolo să vă controleze. Le-ați vrut binele, ei nu vor, asta e. Ia uite, noi românii ce bine o ducem. Dacă v-am ascultat și v-am lăsat să ne conduceți timp de 10 ani, senzație, ce țară avem noi, ca afară. Acum, între noi fie vorba, de fapt... Scopul dumneavoastră era altul, nu? După ce ați dat greș cu terenul de la Nana, căutați ceva în Moldova, așa-i? Empty spaces, what are you living for? Abandoned places, I guess we know the score. Mom! Ați văzut, șeful? Ce struguri! Mamă, ce mere! Nici nu v-am mai arătat livezile cu prun, să nu vă ofticăm prea tare. Și melodia, ați sesizat? Show must go on, a? Deci must, care se scrie must, tati! Păi unde-i must, Nea Traiane? Acolo trebuie să fie și șprițul, vorba aia. Da, băia, bună cam bea, să știți, cam bea.